Imaginează-ți durerea unei văduve ce și-a pierdut singurul fiu. A fost așa cum Domnul Iisus a găsit o mamă, ducând o bucată din ea spre mormânt. Dar ceea ce părea pierdut și fără speranță a fost înapoiat ei de către Fiul lui Dumnezeu. Ridică-te! În același mod, Dumnezeu vrea să oprească durerea ta și să îți înapoieze ceea ce ți-a fost luat. Care este motivul lacrimilor tale? În această duminică, 9 mai, strigătul în favoarea celor care plâng, la ora 8 dimineața, la ora 10 dimineața și la ora 15, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 din sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară.